felul de a comunica al copiilor e rezultatul unui complex de factori, asupra cărora nu avem întotdeauna controlul. De aceea, de multe ori, reacțiile lor ni se par neobișnuite, exagerate sau disproporționate. Fiecare dintre noi a trecut prin momente când și-ar fi dorit să primească un sfat de la cineva de încredere. În minutele următoare, Monica Reu, trainer de comunicare non-violentă, îi va oferi unei mămici răspunsuri la întrebările legate de comportamentul copilului său. Bună, Monica! Bună, Bogdana! Bine ai venit! Mulțumesc mult de tot! Astăzi aș vrea să-ți povestesc despre cei doi băieți ai mei, cel mic de 2 ani și cel mare de 4 ani, care au început cu mici bătăi. Mai exact, cel mic a început să îl lovească pe cel mare de fiecare dată când nu-i convine ceva. Cel mare nu ripostează, nu încă, însă îl văd că suferă foarte mult și aș vrea să știu cum să mă descurc cu situația aceasta, cu care nu m-am mai întâlnit până acum, să fiu sinceră. Da, e o situație care necesită din partea părinților foarte multă răbdare și mult calm. Pentru că, din experiența mea, cam toți copiii în jurul vârstei de 2 ani, 2 ani și jumătate, trec prin această fază. Când este o fază în care ei își doresc foarte tare să-și exprime nemulțumiri, frustrări, dorințe arzătoare și dat fiind că vocabularul nu-i ajută și le lipsește, atunci manifestă lucrurile astea cu ajutorul corpului. Aș vrea noi ca părinții să privim în primul rând lucrul ăsta ca pe un mod în care ei comunică anumite nevoi. Într-adevăr, modul în care comunică este deranjant și mi-aș dori de asemenea ca părinți să le spunem chestia asta, că lucrul ăsta pe care îl văd, modul ăsta în care te văd comunicând, nu este în armonie cu ce-mi doresc eu să văd între tine și fratele tău. Însă întotdeauna aș vrea să avem grijă să vorbim despre noi și nu să-l învinovățim pe copilul care lovește de cât de rău se poate simți frățiorul lui. Mi-aș dori, dacă există acest feedback, fratele mai mare să poată să-i spună direct fratelui mai mic: pe mine lucrul ăsta mă deranjează. Așadar, tot noi putem să-l învățăm pe fratele mai mare să comunice, să-i ofere feedback fratelui lui și să-i spună: nu, nu-mi place să fiu lovit, nu vreau să faci lucrul ăsta. De asemenea, este tot răspunderea noastră ca părinți să-i punem pe copil la adăpost. Așadar, când îl vedem pe cel mic năpustindu-se asupra celui mare, da, avem tot dreptul și chiar este răspunderea noastră să prevenim acest atac. Adesea, când copiii sunt împiedicați să facă ceva ce ei vor să facă și sunt împiedicați de la o modalitate de a exprima o frustrare, găsesc imediat o altă cale. Și adesea, cealaltă cale este prin țipăt sau prin plâns, care sunt modalități mult mai acceptabile pentru noi ca părinți de exprimare a frustrărilor și a nervilor copiilor noștri. În măsură ce el își va dezvolta vocabularul, lucrurile astea vor veni de la sine. Dar nu prin pedeapsă se va rezolva lucrul ăsta. Nu prin a-l cataloga pe cel mic drept agresiv, ci prin a vedea că în spatele comportamentului lui se află o nevoie. Dacă noi scoatem nevoia aia la lumină și îi arătăm că și-o poate împlini și altfel, el își dorește, orice copil își dorește să contribuie la binele familiei lui și va alege acea modalitate. Și un alt lucru, când băiatul cel mare vine la noi, da, pentru că de multe ori se întâmplă dacă el nu ripostează, poate să înceapă să plângă sau se întristează și vine la tine. În momentul în care vine la tine, el vine la tine pentru empatie din partea ta, pentru înțelegere și nu neapărat pentru ca tu să te duci și să gestionezi situația cu cel mic. Și cam astea ar fi sugestiile mele. Ok, mulțumesc mult de tot!